Două proiecte importante au fost realizate și care au fost comentate cu presa, cu cetățenii, pe toate canalele și în toate discuțiile posibile cu cei interesați. Aceste proiecte au fost finalizate și dacă dumneavoastră, ca să nu le mai citesc, să le dau citire textelor, dacă dumneavoastră aveți întrebări sau comentarii care privesc aceste realizări, puteți să puneți întrebări specialiștilor care sunt aici. Proiectele sunt finalizate, sunt funcționale, extrem de necesare și, după părerea noastră, apreciate de cei care beneficiază de ele. E un moment un pic mai nepotrivit, referindu-mă la Parcul Strand, că nu poate să fie valorificat la potențialul său la momentul acesta, din motive de anotimp. Dar nu împiedică nimeni pe nimeni, ca și în această perioadă, cei care doresc pot face plimbări, agrement în Parcul Strand. Este finalizat, este un proiect foarte bun, necesar. Este prin aceste echipamente supraveghem zona din toate punctele de vedere, în primul rând din punct de vedere al traficului, dar și din punct de vedere al siguranței, siguranței care se adresează tuturor eventuale evenimente nedorite, să zicem, furturi, distrugeri și așa mai departe. De zona este supravegheată tot timpul prin aceste mijloace tehnice.